Alături de mine în studioul Euronews România este domnul David Neacșu. Dânsul este alpinist și explorator. A scris și această carte, se numește Cartea Înălțimilor și sper că și această discuție să fie la înălțime. Domnule Neacșu, foarte interesant cum începe această carte și de aici vreau să încep și eu discuția. Imediat după Revoluție, alți oameni așteptau să ajungă în Europa, în Statele Unite. Dumneavoastră, visați să ajungeți pe un munte și care a fost acel munte? Visam să ajung pe toți munții, de fapt, dar prima expediție reușită a mea mare a fost în Kilimanjaro, în Africa. Prima expediție românească pe acel munte. 94. În 1994. Și am avut șansa cu multe, multe întâmplări să ajungem prin Somalia, în timpul războiului din Somalia, și de acolo în Kenya și din Kenya în Tanzania, o adevărată epopee. Da, și am reușit. Înainte de 89 nu se putea să faceți asta? N-aveam cum. Am încercat în 87 să plecăm un grup de la mine, de la uzină, să plecăm în Rila, în Bulgaria, și nu ni s-a permis. De era la uzină de unde? Era Grivița, reparația auto, acum sunt blocuri acolo. Și ce lucrați aia? Eu am fost strungar. Strungar? Chiar strungar. Am visat împreună cu o mare, mare pleare de prieteni să urcăm munții lumii și... Deci era strungar și visați să ajungeți pe... Dar toți eram oameni normali, oameni... Eu cred că a fost cel mai frumos colectiv din viața mea, l-am avut în uzină. Am întâlnit, am avut 14 ani cât am lucrat acolo, numai oameni normali. Ați ajuns în Kilimanjaro, ați trecut prin aceste povești pe care, da, sigur le găsim și în carte, dar s-a mai întâmplat ceva, aveați puțin bani și asta v-a forțat să faceți ceva, ce? Aveam foarte puțin bani, pentru că nu erau avere, dar erau prea puțin. Câți bani erau? Noi aveam $500 să stăm o lună să facem doi munți acolo, în Africa, Kilimanjaro și Mount Kenya. O zi de stat în Parcul Național Kilimanjaro, de petrecut în acel parc, era de $200 suma. O 5 zile înseamnă dublu față de cât ar fi trebuit... Ca să intri în Parcul Național, da, din Kenya, da? Trebuia să plătești $200 pe zi. De căciulă. Noi aveam 500 pentru toată luna și ne-am negociat cu șeful parcului și am zis, plătim acum 200 și plătim diferența la coborâre. Bineînțeles, coborârea n-a fost după 5 zile, a fost după 49 de ore. Deci noi am urcat și am coborât în 49 de ore. Am avut probleme cu răul de altitudine. Mi s-au rupt bocancii. Mi s-au rupt bocancii care au fost cumpărați de o agenție de turism în Kenya și acei bocanci sunt și acum în vitrina agenției, pentru că ce am făcut noi a fost record mondial de viteză pe de urcare. De urcare și, bineînțeles, dus întors. Câți români erați? Noi eram 5 români și am ajuns toți 5. Și 3 dintre cei 5 care am fost, am continuat și expedițiile în anii viitori și ne-am propus și ne-am jurat că vom face munții lumii. Da, am făcut 9 expediții cu ei. Felicitări, este excepțional. Vreau să înțeleg, dumneavoastră nu v-ați propus să faceți urcare în viteză? Nu. A fost o necesitate financiară? Financiară, pentru că eram în centrul Africii, la Cuca Măcăii, cum spuneam noi, venisem prin războiul din Somalia și cum să ne întoarcem noi acasă cu coada între picioare? Am zis, bă, trebuie să facem pe naiba. Cât ați stat pe Kilimanjaro efectiv? Pe acum câte minute? Cât să zic, am făcut 10 minute, fotografii, poze și haide vale că trebuie să plătim mai puțin. A fost interesant. A fost prima noastră experiență la altitudine. Și am câți kilometri ați făcut astfel? Păi, ca lungime, că în înălțime. 5 zile de mers. O zi de mers în Parcul Național Kilimanjaro între 8 și 10 ore. Deci, noi nu calculăm în kilometri, că una e să mergi pe linie dreaptă și alta să urci. Calculăm în ore. Deci, undeva, am mers în continuu. Am dormit doar 2 ore înainte de a ataca vârful. 2 ore. Ați fost reprezentantul primei expediții românești care a urcat pe Everest. Mai mult decât atât, am fost inițiatorul, organizatorul și am făcut parte din prima expediție românească pe Everest în 2003, pe 22 mai, 4 români din cei 14 care am plecat au reușit să pună tricolorul românesc pe vârf și pentru asta sunt foarte mândru, și eu și băieții. Suntem 14 români care am reușit să dovedim oamenilor, românilor, că se poate, fraților.
că și noi putem. Și ăsta a fost, de fapt, îndemnul nostru către tineri, mai ales. Am avut un motou, un pas mai sus, un pas înainte, un pas mai sus l-am făcut noi, un pas înainte l-ați făcut voi. Cine a înțeles și au înțeles mulți. Ne mândrim cu treaba asta. Ceilalți care nu au reușit să urce, de ce? De ce n-au reușit? Păi eu pun o altă întrebare, care dumneavoastră trebuie să-mi răspundeți. Echipa României de fotbal bate vreodată cu 11-0? Și pe cine? Nu. Pe Everest nu se face așa. Pe Everest e o echipă. Trebuie gândit că vârful ăla trebuie cucerit cumva cu ajutorul altora. Echipa de vârf era formată din 6 cei mai buni alpiniști români. Dar ceilalți erau oamenii din spate. Ca și aici. Ca și oriunde. Noi suntem acum aici, dar în spatele nostru se află niște oameni care, de fapt, asta e echipa. Echipa României a fost completă și au făcut ce nu au reușit alți români în alte expediții. Noi în 2003 am dovedit că putem și ne-am întors. De fapt, marele succes nu a fost neapărat vârful, ci faptul că am venit înapoi sănătoși și întregi. Pe Everest se moare oameni buni. Unul din 6 moare. Asta e rata. Și e o rată care o citiți oricând și oriunde. Noi ne-am întors cu toții. Ăsta e succesul. Bașca a fost vârful. Și pentru asta suntem foarte fericiți. Odată la 10 ani ne întâlneam, ne-am întâlnit la 10 ani, la 20 de ani și ne bucurăm ca niște copii. S-a făcut 20 de ani în acest an. Pe 22 mai a fost petrecere frumoasă la munte. Știu că este foarte greu să urci, unii au nevoie de ajutor pentru a respira efectiv. Oxigen suplimentar. Oxigen, ați avut nevoie și dumneavoastră? Da. Noi am fost în perioada aceea, 7 ani înainte de a ajunge noi, nicio echipă, niciun om n-a reușit fără oxigen. Mai mult decât atât, marea majoritate au murit. Noi având bani de la guvernul României, pentru că am fost finanțați de la guvern și de la sponsori importanți din România la vremea aceea, noi nu aveam voie să murim. A fost prima condiție care am impus-o. Noi trebuie să ne întoarcem înapoi acasă. Și eu ca lider am făcut tot ce am putut ca această expediție să fie în siguranță tot timpul, să nu se întâmple vreo nenorocire. Umbra orice succes, dacă urcam 13 și unul dintre noi nu se întorcea acasă, era o tragedie. E normal să fie așa. În total, câți munți ați urcat importanți? Am urcat pe toate 7 continentele, inclusiv Antarctica, care a fost cea mai spectaculoasă expediție din viața mea în 2009. Dar munți foarte mulți, nu i-am numărat. Da, pot să enumăr acum, dar pierdem timpul. Nu, așa, o cifră. Am fost în 56 de expediții. Acum, fiecare expediție se lasă cu un munte, cu doi, hai să zic 100 de munți mari. Nici măcar nu i-ați numărat, atât de mulți au fost. Da, e greu. În carte povestiți despre Amazon și despre cum sunt triburile din Amazon și cum este să ajungi și să vorbești, să interacționezi cu niște oameni care trăiesc așa cum trăiau strămoșii noștri acum, nici nu știu cât. Nu, trăiesc mai exact ca și strămoșii noștri. Eu am avut șansa să ajung la tribul Macigenga după carte, Povestașul al lui Mario Vargas Llosa. Și 4 ani am așteptat un accept de la Parlamentul peruan și după 4 ani uitasem că făcusem o cerere în Peru și mi s-a spus ok, sunteți primiți la trib, nu te duci acolo, iei rucsacul și ai plecat la trib, trebuie niște pregătiri. Dar de ce trebuie să faceți? Cum e? Pentru că zona aceea este de restricție. Oamenii aceia nu mai văzuseră albi, nu mai văzuseră oameni ca noi. Adică cu tehnologie, cu telefon. Păi chestiile astea noi le considerăm normale și rezultă civilizația, așa credem. Eu am văzut oameni fericiți acolo. E singura zonă de pe planetă unde nu zboară avioanele pe deasupra acelei zone. De ce erau fericiți oamenii? Pentru că n-am văzut cute aici. Și am trăit într-un trib câteva luni. Am avut șansa să trec niște teste. Nu te duci și spui eu sunt din Europa, că de România mai puțin știu băieții pe acolo,
și vreau să stau cu voi. Nu, trebuie să treci niște teste. Primul test a fost la șaman. A făcut acel ritual de ayahuasca, dacă ați auzit. Și a rezultat că suntem șamani albi, așa ni s-a spus. Nu alb că de la piele, ci alb, nu neghi, că sunt, e lungă povestea. După care am fost la vânătoare cu ei. La vânătoare înseamnă coacuș cu săgeata. Și am mâncat și am pescuit cu ei, am vânat și am pescuit cu ei cu arcul și cu săgeata. Bineînțeles ei, că noi trăgeam după cior, cum se zice. Nu ne descurcam. A fost o experiență teribilă. De-abia după aceea, tribul a trimis copiii la noi și ne-a invitat în sat. Ăla a fost momentul în care ni s-a spus, ați trecut testul. Eu am un foarte bun prieten în Peru, Samuel Soles, e un biolog, care ne-a facilitat această expediție. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit să ne povestiți despre această experiență. Nu știți câtă bucurie și fericire este și la noi, pentru că am avut ocazia să vorbesc cu dumneavoastră și să vă citesc cartea. David Neacșu a fost alături de noi, explorator, alpinist,